Măi oameni buni, începem videoclipul de astăzi pe fugă, așa, într-o micuță alergare ușoară, că de, nici nu știu, de două live-uri tot am aici treaba asta, unde ne scrie aici a Blue că suntem invitați să participăm la vânătoarea de capete și să-mi bag piciorul, am uitat de ea și nu m-am ocupat de ea și acum, din ce am înțeles, astăzi trebuie să înceapă, să se dea drumul la vânătoarea de capete și să înceapă acolo toată schema și toată nebunia și nu n-am reușit să mă înscriu și sunt pe grabă și pe fugă și sunt agitat și trebuie să le iau pe ponchi și să mă duc frumușel până la blu. Hai ponchi. Șmenule, lușmenule, șmenuțule, albăstrelule, castorelule, omul care stă în această casă. Alo! Mă de cine? Ah, <laughs> oh, salut! Salut! Pufule, ce faci? Ai zis că ai venit să te înscrii. Perfect, că numai șapte persoane aici. Și șapă ta, dar tu de unde știai, Păi nu, dar speram că ai venit cu gândul ăsta, că sunt numai șapte oameni înscriși. Ia, un pahar de apă prima dată la Ponchi, te rog frumos. O început ieri, oprește, oprește tot, acum, aici, în momentul acesta, te rog frumos, oprește jocurile, Așa mult am întârziat? <laughs> da, da, da. Păi eu v-am lăsat o săptămână să vă înscrieți. Și sunt doar șapte, șapte oameni. Să-mi fie cu părere de rău. Da, de aia am venit. De aia mi până la tine. Calul ăsta am tras de calul, măgaru Trebuie să cred că trebuie să-i pun motor nou la cal, că nu știu, măgar. încet. Cal, măgar. Băi, a, mă, eu. păi de la mine până la tine fac de mă doare sufletul. O, Unde o, mă scriu? O, cum mă scriu? Aici. O, fii atent. Ia de acolo o hârtie, pui numele și o bagi în cufăr. Până atunci mă bag la Gata, mi-am trecut numele aici, am înțeles. ți ai trecut numele, bravo. Bam. superb. Cine mai este? Dacă... Stai să vedem. Domnul, Ionuț, Eduard, Dani, Peter, Col... Colpir cu C da. <laughs> și Panda. Ok, și da, eu. Și Bun. Tu deci, nu poți să joci, nu? Eu, eu nu joc, și Aha. tu ne-ai tot zis că nu se bagă. Dar okay. Cine mai lipsește? Dark, nu? Uh, Dark uh, și Chobi, Ganicus, Chobie, Ganicus ah, și uh, Chanting. Ah, da, 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 da. Am înțeles. Yep. Mă mir yep. că nu se să bagă Dark, sincer. Și nici ganicus. Bă, poate n-au vreme oamenii cu a. Bă, orice e posibil. Vorbești în somn de obicei. Da, mai am, mai am momente din astea în care. Fai de capul Ce și cum. Ia. Bun, ai venit la fix, deci chiar te te nimeri la... N lasă beciu acolo, aici să... să, așa, lasă. Eu sunt să te mă, 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 ascund în dulap prima dată când intru într-o casă. O, ui, tată, ce e aici? Ce, bă? Bă, stai un pic! azi luni, pentru, toată lumea, astăzi e luni. Ca referință. Duminică, da, ca referință. Duminică pe live am pregătit astea, deja e plin! Bă, da. bă, tu ești pe bune? Bă, cine o mori săraci e... Bă. Bine, bine bă, hai, hai să-ți explic bă. un pic, că exact asta voiam să fac acum, să le explic la oameni cum ai, funcționează. Ai, ai. <laughs> Na bun, okay. te ascult. Bun, deci, în fiecare duminică pe live, împreună cu oamenii care stau pe live, vom alege șase capete mai ușor de obținut și mm -hmm. patru capete mai costisitoare sau mai grele de obținut. Ok. Adică văd că la Enderman nu au pus băieții nimic încă. Nu, am greu de bătut Enderman? De bătut, de făcut roze capete, trebuie să bați câțiva. Yep, 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 yep. aia zic. Vulp, văd cu adunat și poți să pui un singur cap de per persoană. Adică nu poți să vii mm. tu cu trei capete de găină, trebuie să vii numai cu unul. Atât. Deci 60 Aaaa, capete în total. Deci practic care, ok, care vin primii, primii trei care vin, ăia da, iau puncte și uite, în partea asta Aaaa. se vede cel mai bine, 195-90 de puncte, în funcție de cât de repede ai venit. Ma da, bun, și de unde știi tu cine le-a pus? Um, fii atent, deci, um, să zicem, uite, uite, hai că, hai că te ajut, ia capul ăsta și pune-l aici la gând, nu știe nimeni. Așa. Practic, practic eu pot ajuta pe oricine, pot să vă capete, pot să fac orice, uh, da. Bun, deci uh, ar fi 55 uh, uh, uh. de puncte. A, ah, și eu, eu da, iau bun. hârtia. Da, Aaaa. iei hârtia și vin sus la vestiare. Ok. În partea asta. Auzi că vestiare. <laughs> da, păi, aici sunt vestiarele. Ia uite. A, Dark. Bă, dar Dark. A, și-o mutat aici hârtia. Am înțeles. Bă. De aia nu da. e acolo hârtia lui Dark, mă. Da, da, da. Deci <laughs> sunt scris. Și aici okay. își lasă băieții punctele, mamă, Bă, ce dă, puncte. Păi și eu cum îi mai prind din urmă pe oamenii ăștia? Mă, pe viitor, pe viitor, nu știu, cred că trebuie să vii luni dimineața. Dumnezeu și Sfântul Ion. așa e. Erau amândoi pe tron și... Ai, de pui A, și eu de aici trebuie să vin frumușel să-mi pun un semn. Un sem sau capul. Normal, eu de-aia am pus armor stand ca să-și pună oamenii capul, cum ai făcut o acolo la Leapșa. Ei, numai dacă aia. nu mi-l cumpăr de undeva, că nu am momentan cap, dar oh, nu vreau no. să mă omor, mulțumesc, că ah, ok. ok. <laughs> Eram pregătit deja. <laughs> nu, 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 nu. <laughs> <Pregătit>. <laughs> nu, 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 nu. Bun, deci aici trebuie să-mi pun căpățâna și aici am pun da. punctele, le păstrez deocamdată la mine. Ui, mulțumesc frumos de explicație. Și că, -ai pentru ce. e bine că m-am putut, deci înscrierile-s deschise practic, lumea dacă vrea să mai scrie să pot înscrie. No, da, cine probleme. mai vrea să pot înscrie, numai că e cu handicap. După. Și tu te-ai înscris cu handicap, că deja băieții, ia uite. Apoi da, nu mă așteptam no, să vină chiar așa. Nu da, păi eu. nici, eu am zis că hai, că vin două-trei capete azi, două-trei mâine, dar băieții mei, 20. Dacă sunt premii mari, acum... Scuză-mă -mi pe mine. De adevărat și da. asta. Trebuie să asta, oricum mai discutăm, mă gândesc și la propunerea ta și vedem mh, Da, sau ce să, facem. să ne aliem trei. Te mai fi... și bag și eu mâna în jeb. Ar fi o idee, ar fi o idee. Uh -huh. Bine, domnule, te las aici, aici să, să te mai distrezi, să-ți faci treaba și da, ne mai și audem. Atunci. Ne audem, ne audem. Seara Sănătate. Hai, pa, pa. Ciusi. Nu cred că am vreo șansă ca eu singur să pot să-mi adun capetele necesare pentru concursul ăsta, mă băiatul ăștia ne punem. uite-te și tu, 24 de ore adunat atâtea capete aici. Pitre! Petruț! Da? Ciocolata Stai, M-a dat jos din manteca! că vine -am... atac, mă! M-am aruncat de pe cal de pământ, fai de capuși de zile mele! Petre, Mamă, am o treabă cu tine. Ce-ai? Frumos? Elegant? Îl cheamă Ponky, da. Ponky? Da. Ponghi. In, inky pinky ponky, petre bată donkey, donkey died, petre cried, inky pinky ponky. Spune, Pufule, cu ce te poți Bine, ajuta? râdem, glumim, ești foarte vesel, dar tu ai fost dar... la chestia aia de capete al lui Blu, să vezi. Bă, chiar am pregătisim un bundle cu mai multe Ia. capete pe care le am. Da. Că am zis că mă duc și eu, bă, să văd ce capete o pus săptămâna asta da. și să mă duc și eu să văd, poate strâng și eu câteva puncte, nu? Da, da, ce, ce idee bună, de acolo vin. Uh, ok. Și, și deja... Și ești așa de... de păi... Îngrijorat. <laughs> Man. O adus oamenii aproape toate capetele care trebuiau aduse. Deci aproape pe toate bune. Capet, aproape capetele. Am avut un loc că mi-a dat, mi dat Blue un cap de găină și am făcut și eu 5-5 de puncte. Bă, -mă. Pic, bă, Deci eu nu cred că o luat tot. Stai, în pic, stai în pic. Las piponchi, las un pic, stai un pic. Lasă-l pe punchi, lasă-l un pic. Stai, man, ui, că ui, pe ui, mine ui, ui. mă dor șalele un pic, mai pus să urc așa scări și în viteză și la vârsta mea. Uaie, hai, Dumnezeu. hai, hai ușor, hai că te iau de braț. Hai. Ia mă încârcă. <laughs> Urcă în spate, hai că stau. Hai. hai. <laughs> net. Bun, bun, bun. Ia să fie de... Bă, ești nebun. Eu ți-am zis. Bă, tot. Eu ți-am zis. Bă, da, tot. Eu ți-am zis, te... ți-am zis, ți-am zis Cap de epure, cap de porc, cap de poiajă Oricum nu cred că aveam niciunul <laughs> Din <de -ați. laughs> Da, mă, dar mai există o șansă să prind Ai porci, Ai porci. n-am, mă, na Uite, am văzut aici Care un cap de tropical fish Cred că pot să fac rost Și un cap de găină, probabil Treaba e în felul următor Eu am venit către tine Pentru că pe drum încolo spre tine Mă gândeam la o chestie Așa, mănâncă plăcinte, bravo Scuze, <laughs> mi-era foame <laughs> Spune. să fie de bine. Pe drum, așa mă gândeam că dacă oamenii ăștia sunt atâta de nebuni încât să facă rost așa de repede, de bine, nebuni în sensul așa amuzant al cuvântului, nu îi fac eu nebun da, pe da, ei că da. nu. cunoaștem așa sănătoși nu sunt. Da, să știm. Să, să facă rost de capetele astea așa de repede, mă gândeam că ar prinde bine să facem o coaliție a capetelor. Hmm, Alianța deci, Capului să se numească. Alianța capului A? Vrei să-i faci și banner? Ia vezi Merge, merge Deci da. ca să înțeleg Vrei să ne unim uh, forțele și... Da O fă măgarul meu El o scârțit afară Trebuie să lung Trebuie să lung okay. Deci să ne unim forțele da. Și să strângem toate capetele necesare. Exact. Că gândește-te în felul următor. Dacă suntem doi, ok? Și noi mergem acum amândoi să batem menderme Și unul pune un cap la 100 de puncte, unul pune la 95. Avem 195 de puncte împreună și putem să le punem în butoi la o singură persoană, că aici sus, uite aici mi-a arătat blu. Da, da, am văzut că are vestiare. De. Aici trebuie să spui că pățână acolo, acolo pe la și aici să vii să spui uh, punctele, da, știi? Da, nu am, nu am căpățână. Atunci spui numele pe un semn până faci o zi Un numele, da, da, că n-am -am cum. Știi ce zic? Fel. Și mă gândesc așa dacă suntem amândoi rapizi de mână și facem o treabă, Putem să strângem mai multe puncte decât ar strânge o singură persoană și Bă, dacă prindem da. ar fi o Hai. chestie, dar uite, Hai. eu am văzut așa un pic uh, cadourile astea, pe premiile, pardon, nu cadourile da, da. și mie mi-ar de mai mult premiu 2 decât premiu 1. Adică bică nu ăla nebun. Păi, eu știu ce zici, dar dacă e schema așa, putem frumușel să ne uităm să vedem câte puncte au restul și atunci împărțim punctele în așa fel încât să ieșim pe locul 2, să nu ieșim pe 1. Și cu Bică nu? Mm -hmm. well, Cum o zic, ne și blu. Îl împărțim, împărțim. când-ți trebuie ție da. ei, tu când-mi-l trebuie mie, el iau eu. Așa, așa. Corect, așa. corect, corect, merge, merge. Nu? Sună Bun. bine. Cred că avem da, mai multe merge, șanse merge, împreună, merge, sincer. Clar, clar. Păi uite, Bun. bă, nici n-a trecut abia o zi, o trecut și deja toate Aia zic. sunt făcute. Hai să facem fiate aici, să să dăm seal la deal, să fie asta Așa. percepută și încheiată și semnată cu sânge pe foaie. Tu vii de acolo, eu vin de aici și la mijloc sărim și ne lovim și strigăm alianța capetelor. Pregătit? Okay. 3, 2, 1 și... Alianța Camerelor! N-am zis bine. Mai facem mai. Dubla 2. Dubla 2. 3, 2, 1. Alianța Camerelor! Bun așa, bun așa. Băi, oameni buni, ce zi a fost astăzi, mă, să-mi bag piciorul. După ce că am și întârziat la vânătoarea de capete, s-o mai aduna și aproape toate capetele pe care le-au plus acolo blujmeni. Deci, practic, am luat aproape ciuciu puncte. Noroc cu Asia 55. Și nu știu sigur dacă o să mai am eu timp să mă duc să mai vânesc câteva capere. capere. <laughs> să vânesc capre astăzi. Câteva capete, poate la de Enderman, dacă reușesc cumva, da. Alianța asta capului pe care am făcut-o cu, uh, cu, Peter ar trebui în teorie să ne asigure măcar, măcar locul 2 pentru nu la mult dorit de Peter și sincer să fiu cu voi, cred că nici mie nu mi-ar strica pentru, pentru anumite obiective, aș zice, sau proiecte pe viitor, cine știe. Însă, după toată nebunia asta prin care am trecut, cred că e timpul să mă duc să încerc să mă relaxez un picuț la pescuit. Pescăr am fost, pescăr o să oh, fiu neapo salut, ce faci aici? Salutări, să trăiți, bună ziua A, da, pe păi, de obicei, domnule, aici la o pescuială Mai și-o la o caracatită, cum dă din piciorușe La o sepice aia Foarte, foarte <laughs> Eu Cred că e caracatită ceva Cred că... da, ba, nu l-am prins A, am crezut că am scăpat pe ăștia <laughs> de capul meu ce E azi, un loc destul de bun aici A, Uite, m-am gândit să te să te vizitezi puțin. Ți-am zis, uite, colțul perfect. De acolo vine un râu, de acolo din partea alta iarăși vine râu și acolo, cred că în partea aia, dacă te duci bine, dai de ocean. Deci, e, e, zona... Bă, e ce trebuie, mă. Și adânc, uite acolo ce adânc e Fai de capul și de zile. Da, e destul de adânc. <laughs> hmm, zici că cunoști mările pe aici, pe în așa, cât de cât, puțin? pe aici, prin zonă, cât uși de cât, dacă mai plimba pe ele să văd ce se întâmplă, să văd de unde vin curenții, ce fel de curenți vin, treburi de astea, adică e schema mare înțeleg. cu pescuială, nu e, e așa ușor. Bun, mâine ne Poate te gândești că am venit aici fără motiv, însă nu băteam eu atâta drum degeaba, știi? Am o propunere pentru tine. Ai venit să închiriezi o, bar o barcă. Nu, nu, no, no lasă asta. De fapt o să fie implicată și o barcă. Toate astea aici. Te ascult, te ascult. Bun, fii, fii atent. Vreau să mă conduci către un ocean monument. Am nevoie de ceva de acolo. De ce? De un pește de la mare? Vrei carne să faci un grătar? Sau... Nu, no, nu, no, am nevoie de prismarin, de blocurile alea care își schimbă culoarea, una, alta, știi, și mecherii vrăjele. Ma, am înțeles. Măi, n-am... Pe aici, prin zonă, sincer, n-am găsit unul cât m-am plimbat eu, dar am auzit de la alți pescari pe care am întâlnit pe aceste ape, ca să zicem așa. Da. Am auzit că este unul la o distanță un picuț, un picuț mai mare de noi, undeva nici nu știu ce e încolo. Cred că e sud, un sud-est sau ceva, sud-vest, nu știu sigur. Am okay, auzit că este un ci că ar fi o hartă pe undeva ascunsă, dar nu, nu mi-a zis nimeni unde aș putea găsi harta aia. Dar putem să încercăm să mergem noi pe mări așa de capul nostru și să, să vedem dacă îl găsim. Știi Spune ce zic? Ne eu zic că mă bag la așa ceva, Teriști? adică mă și dacă mă ajuți am o mică recompensă pentru tine, că știu că îți răvnește ție inima după ceva. Tinere panda, chiar dacă am mers mai mult pe pământ, măcar am găsit un câine. L-am lăsat și în ploaie, sărăcuțu. Să, sărăcuțu. gata, ți l-am rezolvat. Gata, mulțumesc frumos. O să fie cald acolo în, pământ. Suntem... Din ce ține o minte din poveștile pescarilor, ar trebui să fim destul de aproape. voi și o barcă scufundată aici, ar putea să fie un semn ăsta. Știi că... Da, un semn rău. Păi, de obicei, sunt destul de malefici mobii din, din templu respectiv, așa că mă gândesc că s-ar fi putut ca ei să o scufunde. Nu știu dacă, pro probabil că o să o verificăm, nu? Data viitoare, când ne întoarcem da, înapoi. Să vedem ce comor găsim în ea, nu? Și da, din o să verificăm. Ce vede ochiul meu, în față, avem templu. Bă, eu nu văd nimic, îți văd doar spatele. Nu vezi doar spatele? Ui, da. și lângă văd și un, o ruină de portal. Ok. Aaaa, suntem lângă el. Oh. Superb. Nici, 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 nici nu putem să ne dorim ceva mai mult. Aici cred okay. că putem să ne facem noi o zonă unde să stăm. Iaca, pleacă mă de aici, mă. ar fi rușine. Vezi că te simtește careva? Ai grijă. Nu mor aici, nu mor aici, nu mor -ai aici. n cum să fii serios. <laughs> mă, ăștia ta jos. Tare. Un clic dreapta. Hai, că... Ce faci, mă, băiatul? Pleacă de aici. Um... Pleacă și tu de aici. Ce pot să zic eu? N-am murit, suntem bine, suntem sănătoși, ai de bine. Aparent am scăpat, nu-mi vine să cred, dar chiar am scăpat cu bine. Ai găsit și bureți. Ceea ce e mișto. Cam puține blocuri din alea. 39. De ah, când... nice. Blocul are de când... care ziceai tu că ai nevoie alea negre, parcă. Alea sunt cam puține din ce am văzut eu. Mm -hmm. Am trei stacuri. 3 stacuri? Da. să-ți să să O să le fac slăburi ca să <ră> știi. Ca ce să zic. poți te folosi de ele cât mai mult. <ră> da, da, da. Bun. Și bine că am găsit hărțile astea. Acum din ce văd eu. A trebuit să facem o cotitură aici a după treaba asta de aici. Uite, acolo văd încă o barcă scufundată. Băi, te zici că am mers la vânătoare de comor, nu la Da, la și eu alte pe chestii. ceva pe uscat. E un de la pe uscat, un, o ruină. O ruină pe uscat? Da, okay. da pe uscat, o, o, ruină de drowned. Ok, ok. Aici e ai o chestie. Undeva pe aici, pe partea stângă, ar trebui noi să parcăm. Cred că fix aici, în zona asta, din ce mi-arată mie harta. Opa, jos. Okay, și un pic în față. Barca. Ce rău e că nu avem încă de astea, cum le zice Oh, for crying out loud. Era să cad, să mă singur. <laughs> ok. Aici trebuie să fie undeva. Acum multă lume nu știe de tricul ăsta, dar probabil Purtulețu că am învățat de la, la mine. În afară? Cum? Nu nu a ieșit nu? Apeși frumos F9 și la Chunk Relative te uiți să fie numerele 9, încă un număr și 9. Și când sapi, găsești să... fiți comar. Asta nu știam. <laughs> de aici am pornit, aici am ajuns. Și am adus și în siguranță. Casă, dulce casă. De, da. de fapt, pe scărie. <laughs> Ok, debarcăm. O să veni și să cățelul? uite Bravo, Cătelul. mă, băi! Vezi, nu cab. Ți-ai făcut și un prieten. Aha, exact. Așa, gata. Popam câinile în bot. Uite, aici pot să pun toate chestiile pe care le-am luat de acolo. Trebuie să ne mai întâlnim la, la, masa vede, să discutăm un pic despre ideea asta cu magazinul de... și cu ferma. Cred că, cred că ar fi o chestie profitabilă, aș zice eu, părerea mea. Sincer, de foarte mult timp mă țin la a face o fermă de gardieni și niciodată n-am avut curajul să golesc un Ocean Monument. Cred că ar fi timpul să văd și eu cum e. Păi nu? Și ce mă gândesc dacă că ar fi mișto dacă am face o clădire unde să fie magazinul și sus pe clădire să avem un, ca și un fel de bol din ăla în care se țineau peștii, dar să avem un Elder Guardian acolo. A, super tare, super tare ar fi. Bă, chiar... Uh, și să dea mai nimpatic când te-a da da. <laughs> da, 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 da. Ar fi cea mai tare chestie, văd. O facem, o facem, o facem. Sună la bine, masa nu? Verde. Da, 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 sună prea bine ideea asta, sună prea e. bine. Perfect. Mă Prima dată trebuie bine. să ne întâlnim să facem ferma și după aia... Și să anunțăm, hai duce, să nu cumva se atingă altul, să-și facă shop de prismărin, că îi facem concurență. Da, 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 anunțăm <laughs> și... și ne băgăm, și ne băgăm. Mă bucur atunci. Perfect mulțumesc de această aventură și, și eu îți mulțumesc. Să ne vedem cu bine când avem de făcut afaceri. Să ne afaceri. Auzim cu bine. Am înțeles. Bine, mâine, ne pup. Te las. O zi. o zi, faină să ai și spor la treabă. O zi în continuare, papa. Pa. Ce poate fi mai frumos decât o aventură pe ocean alături de un haiduc? Aerul a sărat care îți eliberează căile și poți să respiri mai bine Plus de asta ne-am ales și cu câteva comori. Heart of the Sea-urile astea o să fie numai și numai bune pentru magazinul nostru cu tematică pescărească, unde o să vindem practic tot ce, am, tot ce am colectat noi până acum la pescuit, fie că sunt pești sau alte nebunii, dar cred că oamenii o să se bată cel mai mult pe nautilul șelurile astea și pe Heart of the Sea-urile astea de aici, din ce îmi amintesc eu. Și cam asta era scopul episodului de astăzi, practic. De asta am intrat noi pe breaza educilor azi, ca să facem un picuț de treabă și să ne facem magazinul între timp, Sâmbătă și duminică când am fost live, am făcut schemuța asta de aici. Am uh, aranjat un picuț poteca. Mai este o leacă de lucru la ea, nu zic nu, dar a început să arate destul de bine. A început să prindă formă și să se prezinte destul de frumos. Hai să punem niște piatră pe aici, pe acolo, dar cred că o să schimbăm noi un picuț gradientul ăsta pe care îl vedeți aici și o să-l să, și o să modificăm. Plus de asta o să trebuiască să mai adăugăm și lumină pe aici, colo, ca să nu ne trezim cu creeper, scheleți, zombi și alte bidigănii care pot să vină să ne facă felul pe poteca noastră până aici jos la căsuța pescarului. Cât despre magazin? Well, magazinul de astăzi o să fie un pește. Un pește mare în interiorul căruia o să avem practic toate nebuniile pe care noi vrem să le vindem. Și o să vină poziționat, cred că undeva pe aici, pe lângă casa noastră. Trebuie să văd un picuț cam pe unde am putea să găsim noi un loc, că e destul de mărișor. M-am jucat un picuț pe creativ și am reușit până la urmă să-i dau de capăt cum vreau să-l fac. Și o ieșit cam mare. <laughs> o ieșit cam mare și o să am nevoie de... nu da, N-aș zice destul de multe, dar... Destul de multe materiale. <laughs> Îmi trebuie destul de mult lemn și vreau să văd dacă băieții de aici, de la... Nici nu mai știu cum e ce la șopul de la... bla bla, 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 ceva cu la ceva cu la. Începe cu la și se termină cu Ana. Sau ceva de genul ăla. Deci o să zic că mergem la Ana să cumpărăm niște lemn. La blau grana era mă băiatule, la blau blea bla bla. <gântu -se> Veșnic. Pururea mi să nimeresc numele la, la show ul ăsta. Eu am înțeles că e ceva referință din fotbal, but god damn. Bun venit. Aha, sigur. <gântu -se> Ia să vedem ce lemn avem pe aici. Mă interesează niște dark oak, mă interesează niște mangrove și nu știu sigur dacă mai am eu acasă birch, dar s-ar putea să am nevoie și de, de birch. Hmm. Prima și prima dată, hai să vedem, dark oak, din ce am înțeles, un diamant pe stack. Uh, cred că o să întrebească vreo 4-5 stacuri. Ia să luăm noi, sau au ei, au ei, nu mai punem noi Chest-ul. luăm de aici. Bun, bun, bun și facem și treaba asta uite așa, și o să-mi trebuiască vreo 5 stack cred că, deci 1, 2, 3, 4 și cu 5 bucăți și alea o să fie 5 diamante la băieții noștri, pam, 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 pam. Partea nasoală este din coace la mangrove. După cum ziceam, nu mai este. Asta înseamnă că o să fiu nevoit să mă duc eu să-mi caut sapling-uri de mangrove și să-mi crezi niște copaci. Din moment ce ei nu au. Am vorbit ca și colpire acum. <laughs> să-mi crezi niște copaci. Și bărci, bărci, nu știu sigur dacă mai am acasă, dar dacă nu mai am acasă o să vin să cumpăr, bineînțeles. Din păcate am fost nevoit să devin iarăși marinar, să-mi scot barca în larg la plimbare și să vin până, până într-un baiem din ăsta de cum mi se spune, mangrove soam sau ceva de genul ăla. Și aparent am găsit mai mult decât mă așteptam eu, am găsit și un cap de tropical fish, nu știu sigur 100% dacă s-au pus toate sau nu la concursul ăsta cu capetele. Și am găsit și un gușter de asta cu trident, care sper eu din toată inima mea că dacă i dau o bucată, două, trei în gură, o să-mi dea tridentul. Dar nu vrut să-mi dea. <laughs> Mi-a dat doar carne putrezită. Oh, asta e viața. Asta este viața. Ne luăm în frumușel bărcuța și picioarele și plăcinta noastră de dovleac și ne cărăm înapoi către casă. Încet, încet, cu treaba bună, ca să ne facem rost de lemnul de mangrov și să ne apucăm să ne facem noi magazinul. Cumva, cumva s-a întâmplat prin toate minunile care există ca pe live-ul de duminică să o las pe Izabela să pescuiască și să fosea un picus de, de, vorbă cu lumea de pe chat. Și au avut cel mai mare bulan pe care l-am văzut vreodată în Minecraft de când mă cunosc eu și mă știu. I-au apărut patru gușteri cu tridente și din patru gușteri cu tridente bătuți eu picat trei tridente. Cu alte două care le-am mai avut dinainte, avem cinci tridente în momentul de față. Tridente pe care le putem vinde, mă gândesc eu, hmm, poate un trident la 30 de diamante sau aș putea să le încantez și să le vând pe un stack de diamante. Adică, de ce nu? Că până la urmă oamenii oricum au toți o grămadă de diamante. Că i am văzut că tot s-a făcut live stream și s-au dus la minată. <laughs> Așa că. Aș putea să fac roze de diamante destul de easy peasy lemon squeezy, aș zice eu, de pe spatele haiducilor, dacă facem magazinul ăsta, plus că o să mai face roze de diamante de la ei, ținând cont de faptul că vor Heart of the Sea și alte nebunii de genul acesta. Ei bine, se pare că aventura noastră nu a fost chiar a nevoia, s-am făcut rost și de mangrove, și am făcut rost și de niște capete, cred că de unul sau două capete pe care am mers și le-am pus frumos acolo la vânătoarea de capete a lui Blue. Am mai făcut rost de niște puncte și le-am aruncat frumos în berelul lui Peter. De ce a lui Peter? Well, am făcut alianța capului, după cum ați putut să vedeți la începutul episodului și frumușel, frumușel am zis că punctele mele o să se ducă la Peter și o să-l ajut pe el să câștige cel mult locul 2, că locul 1 nu-l vrea aparent. Și o să vrea să câștige locul 2 pentru beacon și, sincer să fiu cu voi, nu cred că mi-ar stricat nici mie -ul. În cazul în care adunăm prea multe puncte, bineînțeles o să pun și la mine câteva puncticele. Și din moment ce Colpier este în drumul meu cu frumosului magazin de mos, am zis să-i fac o vizită să cumpărăm niște blocuri de bone? Un diamant pe 16 blocuri. Destul de scump, domnule Colpiraș, zice, destul de scump, dar din ce pot eu să văd aici, din nefericire, nu mai are nici măcar o bucățică. Și atunci, hai, ce o să facem? O să facem chestia următoare. Din moment ce a stat atât de mult AFK pe la, cum îi spune, pe la ferma de scheleța lui Dark și a lui, și a lui Tunet, cred că o să mă duc până acolo și să mă fac eu cu niște oase de la ei de acolo, de prin cufere. În cazul în care o să fiu nevoit să le las ceva, o să vorbesc cu ei și o să le las niște bănuți, dacă bănuți, diamante sau emeralde sau de deci ce au ei nevoie. Dar cred că pot să mă duc să iau așa pe sub, pe sub mână, cum s-ar zice, fără nicio problemă. Să un pic, că ferma trebuie să trecem prin Nether. Ah, da. Ce bine că mi-am amintit și acum trebuie să mă întorc. O să-l parcăm pe Ponchi aici, unde ești, uite așa frumos. Țaca și paca, stai acolo Ponchi cu minte și mergem pe la Dani unde s-a un produs o explozie aparent într-un burlan, să facem rost de oasele de care avem noi nevoie. Oameni dragi, materialele sunt adunate, Platforma pe care vreau să punem crăpoaica este prezentă, uite aici, chiar sub forma peștelui. O să mă mai pun eu după aia încet, încet cu treaba bună să-i fac un terraforming. Probabil pe un live stream, nu știu sigur, ori vineri, ori duminică. Văd eu când, când, o să am poftă de un live stream de breastă. O să facem noi niște terraforming pe aici. Bineînțeles, eu cam trebuie să facem noi o treabă în felul ăsta, să punem pe aici pe colo niște torțe ca să lumineze toată situația de pe aici, să nu ne trezim cu monștri pe sub magazinul nostru și bineînțeles o să trebuiască să îi fac acum după ce termin cu ea, cu crăpoica, de aia zia. Aici în față trebuie să fac cumva în așa fel încât să poată lumea să urce și să intre în magazin, că mai o să fie intenția mea. Dar până atunci vreau un name tag și vreau să-i dăm un nume la cățelușul ăsta pe care l-am luat din aventura mea cu Panda. Și o să iau un name tag de aici, oare aveam aici sau trebuie să mă duc chiar și până jos de tot? S-a achiziționat frumosul name tag. o să mergem să-i dăm un nume la cățel și o să mergem cu o chestie clasică. De data asta nu o să ne mai bate în capul cu tot felul de nume dubioase și așa mai departe. Numele lui o să fie Grivei. Gata, frate. Grivei, tu o să fii pe veci, prietenul meu, te păbreazlă, până când, Doamne ferește, o să te ucidă cineva sau... Eu sper să fii aici în, în regulă. Cred că, cred că, nici nu o să-l miști de aici. Aici o să rămână pe veci. <laughs> Și acum, după ce am făcut treaba asta, well, e timpul pentru un timelapse. splendida și frumoasa crăpoaică este gata, doamnelor și domnilor. Acum, de ce așa colorată? Well, pe cât cu putință am încercat să mm, fac să semene cu culorile naturale pe care le are crapul. Am uitat așa la niște poze de referință pe Google, dar eu și culorile mm, nu, nu, nu sunt cel mai bun prieten, din nefericire. Însă, cât de cât zic eu că am reușit să emulez oarecum culorile crapului, cât uși de cât. Și ținând cont și de faptul că am vrut să fac toată construcția din lemn, well, s-a putut. <laughs> Dar în esența lui arată destul de frumos. Arata pește nu, nu prea arată 100% crap, sunt sincer aici, cât de sincer se poate cu voi, dar arată destul de frumos. Aici avem o codiță, patru aripioare din astea, cum are în mod normal crapul, bine, el mai are acolo sub coadă în partea aia, în coaripă în partea de jos și aripioara asta de sus, de pe spatele lui, am zis că vreau să scriu un loc cu ei, Crăpoaica. Așa o să se numească magazinul nostru, Crăpoaica Grasă. Și avem acolo un C, un R, un A, un P, un O, un A, un I, un C din nou și încă un A. Și să scrie Crăpoaica. Bine, nu scrie cră, că scrie crapoica cu A, dar acum, gama. Hai să nu fim chiar așa de critici. Și din păcate, pe lumea de creative arăta mult mai fine semnul ăsta deasupra ei. Aici, din ce văd eu, dacă te uiți din partea asta, e un pic cam la sol, că e contrastul ăla cu pământul acolo și când intră lemnul de mangrove în contrast cu pământul, arată ciudat. De aici de jos se poate observa că scrie așa frumos crăpoica. Și tot ce trebuie să mai facem acum, așa, și de ce am luat eu toate lemnele astea, toate lemnele, toate blocurile astea de bomb-block, fiindcă și deoarece vreau înăuntru să-i facem un interior frumos și elegant. Da. Uh, uh. Trebuie prin să-i facem o scară cumva, să putem să urcăm acolo înăuntru, dar am vrut să mă uit de pe partea asta să vedem cum arată semnul. Deși o să se citească invers și o să fie dubios, dar de pe partea asta ar trebui să vadă mai frumos un pic cu semnul ăla pe care scrie Crăpoaica. Da, mai domnule, uite, altceva aici. Intru un pic, ne cam încurcă un picuț acolo casa. Da, se vede mai frumos. Se vede mult mai frumos cum scrie acolo Crăpoaica pe peștele nostru. Doamne, ce frumusețe! Acum, înăuntru, după cum ziceam, trebuie să facem o scară ca să pot să intru și să-mi fac treaba. Dar ce mă interesează pe mine e chestia următoare. Aș vrea să fac cumva... Să, să, avem oasele uh, crapului, să le avem înăuntru și în spatele oaselor cumva să pună un singur soi de lemn, un singur fel de lemn care să intre în -a dus limba plecat, -a intre în contrast cu lemnul ăsta de bambus. Am crezut că mai am în inventar. Și bănuiesc că o să fie vorba despre probabil ori mangrove, ori Sprus sau dar Oak, nu știu, văd eu. Sprus știu că am foarte mult și probabil o să folosesc Sprus ca să nu trebuiască să mai cumpăr lemn sau să mai, să mai tai păduri pe aici. După care putem să adăugăm niște barrel sau niște chestii în care să punem ceea ce vrem noi să vindem. Și aș vrea să fac pereția de Sprus dinăuntru peștelui ca să nu se vadă toate culorile astea pe care le avem în exteriorul lui. Uitați-vă numai la apusul ăsta minunat cât am mai prins din el. Că n-am apucat să-l prind pe tot, din păcate și din nefericire, până ce s-a deschis OBS-ul, o durat o leacă. Partea bună este că am terminat magazinul de echipamente de pescuit, de chestii pe care le pescui sau ceva de genul ăla. Am terminat mega magazinul. am terminat magazinul, oameni fain. La Crăpoaica Grasă o să se numească. Uite, aici avem și semnul cu numele magazinului. O să mai modificăm niște chestiuțe pe aici pe viitor. Semnul o să vreau să-l mut undeva afară, să am așa un stâlp frumos de, de, care să fie agățat semnul respectiv. Și poate aici înăuntru, mi se pare un pic cam prea simplist, dar am vrut să fac să arate ca și un interior unui pește. Asta, bomblocurile astea și cu chestiile făcute din cuarț, vreau să arate practic ca și scheletul, o sos al peștelui din interior, dar că e un pic cam greu. Dacă vrei să faci scheletul, aici în mod normal ar fi trebuit să faci și scheletul capului din interior, ceea ce ar fi fost destul de greu și probabil că peștele are un pic mai multe coaste, nu doar una, două, trei, patru <gâng> și pe -o parte, să zicem așa. Deci ar fi fost un pic mai multă muncă de băgat în interiorul peștelui, dar deocamdată este funcțional, deschis și lumea poate să vină să cumpere chestii. Avem până acum, până acum, avem aici trei tridente, la 30 de diamante bucata, pentru că nu le-am enchantat și așa mai departe, plus încă unul care este în mână aici la statuia asta micuță. Dicoace avem, după cum se poate vedea, Heart of the sea la 15 diamante bucata. Aici avem niște Shell-uri, dar deocamdată am doar pentru două, cum îi spune, am uitat cum îi spune la chestia pe care o faci din Heart of the Sea și din Nautilus Shell. Nu mai știu cum se numește. bică sub ola whatever. Avem doar două uh, seturi de câte 8, puse la 10 diamante. După care, aici în partea asta, <sighs> n-am putut să pun un -tag în mână la gușterul ăsta, așa că avem toate MTAG-urile aici puse înăuntru și avem un semn pe butoi unde scrie nemteg. Probabil o să pun și pe butoile astea alte, doar așa, în cazul în care omul vine aici să cumpere chestii și nu vede de ce are gușterul ăsta micuț în mână. Aici au trebuit să pune neapărat semnul ăsta cu name tag și avem name tag-uri la 5 diamante bucata. Avem câteva name tag-uri pe aici. Din avem shei, care sunt 3 diamante bucata în cazul în care vrea cineva să cumpără o șea și să călărească diferite chestii. Aici avem un pește și ăsta micu arată cu mâna spre pește. E pește, bă. <laughs> Și avem un stack la un diamant de pește, indiferent de care vrei, neprăjit, trebuie să ți-l prăjești singur. <laughs> Din coace avem niște pufferfish. Asta se poate folosi să faci underwater... Nu, underwater breathing potions sau ceva de genul ăla. Da, bine zic. Bine zic. Și avem un singur stack la 5 diamante. Cu 5, cu 5 diamante, domne. Cu un stack de pește din ăsta poți să faci... oi, 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 o grămadă de chestii. Poți să faci la poțiuni. Gândiți-vă că dintr-un singur pește ies 3 poțiuni. Și tu aici ai 64. Deci, practic, ai putea să faci vreo 200 sau nu, 190 și ceva? Că 60 cu 60 și 120, cu încă 60 180 și cu încă, da, 192 de poțiune putea să faci practic cu 5 diamante. Ceea ce, e, you know, matematic vorbim e și în câștig. <laughs> Dar cam asta este peștele. Cam asta e peștele, cam asta e magazinul o să-i anunț pe haiduci, nu o să mă duc să le pun o cărticică sau ceva la, la baza lor, o să-i anunț pe, pe Discord, că nu prea mai are sens să mă duc să le pun cărticele. Și cine vrea să vină să cumpere de pe aici chestii, este binevenit la bătrânul Puf, la Crăpoaica Grasă, să facă vânzări. aici și noi diamante, nu? După atâta muncă și atâtea aventuri, putem să spunem că am ajuns la finalul acestui episod. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest episod minunat de breaz la haiducilor. Mulțumesc din suflet că ați lăsat un micuț like celor care ați lăsat, celor care n-ați lăsat, ce mai așteptați? <laughs> și dacă n-ați lăsat și un micuț subscribe pentru noi, pufu, din nou, ce mai așteptați? <laughs> mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, dragi oameni, și noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. V-am pupat. Ceau les!